Bun venit în Vatican, cea mai mică țară din lume cu o populație de puțin peste 800 de locuitori și centrul spiritual pentru peste 1,2 miliarde de catolici. Deși este literalmente o enclavă de nici jumătate de kilometru pătrat în Roma, Vaticanul emite propriile pașapoarte și plăcuțe de înmatriculare, are propriul sistem de telefonie, de poștă și chiar bancar. Ba mai mult, are un bancomat ce are instrucțiunile în latină. Cine zicea că orele alea de la școală sunt degeaba? Cu toate astea, atunci când vizitezi, nu trebuie să treci prin niciun control de frontieră și porțile sale sunt deschise pentru turiștii curioși de poveștile celor mai interesante arhive din lume. Zidurile medievale și renascentiste care înconjoară statul ascund 6 porți de acces, dar numai 3 dintre ele sunt deschise tuturor. Astăzi te luăm cu noi să-i aflăm povestea, vizităm grandioasa Basilică Sfântul Petru, îl întâlnim chiar pe papă și descoperim opere de artă emblematice în muzeele Vaticanului. Așa că hai să pornim la drum! Vaticanul se află pe un deal, însă pe dealul ăsta se zice că înainte au avut loc foarte multe crucificări și execuții pe vremea împăratului Nero. Ulterior s-a construit Vaticanul aici peste, tocmai pentru a trece peste aceste momente și a arăta că prin creștinism se poate trece peste asta. Basilica Sfântul Petru, la care vom merge acum, a fost construită în secolul al IV-lea și între timp a fost distrusă și reconstruită în secolul al XVI-lea la forma pe care o vedem acum. Urmează să mergem, să ne punem la coadă. Pe unde trebuie să mergem, Bianca? Ah, chiar pe aici. Uite, sunt niște garduri, da, și pe acolo o să trebuiască să intrăm. Intrarea în basilică este gratuită și acum urmează să intrăm pe aici. Este imensă și sunt foarte, foarte multe opere de artă, picturi, sculpturi. Trebuie să stai destul de mult timp să le analizezi pe toate. Imediat ce intri, cred că vezi una din cele mai faine chestii și asta este Pieta de Michelangelo, una dintre cele mai cunoscute sculpturi ale sale și pe care a făcut-o la 23 de ani și care o ilustrează pe Fecioara Maria, ținându-l în brațe pe Isus. Însă, nu ilustrează momentul după răstignirea sa, ci ilustrează momentul nașterii și Fecioara Maria, de fapt, vede viitorul lui Isus. De asta face sculptura foarte interesantă. Mai departe, în biserică sunt tot felul de sculpturi cu aur, picturi, dar ce ar fi interesant de menționat este că cam pe fiecare perete este un altar dedicat unui papă și unele impresionează cu diferite momente din viața acestora. Ce mi-a plăcut mie foarte mult este cel al lui Leo the Great, pentru că este un fel de basorelief care ilustrează momentul invadării hunilor și îl arată pe Atila Hunul, sfinții apostoli Petru și Pavel, cum îi văd venind asedieze Roma și Leo cel Mare simțindu-se amenințat. Și fix sub Sfântul Andrei, Sfântul Andrei este și ocrotitorul României, se află catacombele, unde sunt mai multe cavouri ale altor papi, dar și rămășițele Sfântului Petru. Se zice că ele înainte se aflau în niște tuneluri mai periculoase de unde au reușit să le salveze și să le expună ulterior aici. O biserică foarte frumoasă, recomandăm să veniți să vă dați timp să analizați fiecare sculptură, tablou, pentru că fiecare are o simbolistică diferită. Pe măsură ce admiram Basilica Sfântul Petru, a început să ne macine curiozitatea. Eram în Vatican și nu văzusem nici urmă de liderul spiritual al Bisericii Catolice, Papa Francisc. Father! Father! Papa! Bineînțeles, nu ne așteptam să-l vedem plimbându-se la întâmplare prin piață, însă ne întrebam dacă există vreo modalitate de a-l vedea. Așa am aflat că ne lovise norocul pentru că se întâmpla să ne aflăm în Vatican într-o duminică. Ce legătură are asta cu papa? Ei bine, duminica e ziua în care toți vizitatorii Vaticanului au ocazia de a-l vedea în persoană, mai precis la ora 12, când iese la unul din geamurile apartamentelor papale, ca să țină o adresare săptămânală. Așa că am ocupat un loc în piața Sfântul Petru pe la 11:30, pentru că se adunase mai multă lume decât populația Vaticanului și am așteptat până la marele moment. Cari fratelli e sorelle, buona domenica, buongiorno. Eu nu m-am simțit ca la un concert, s-a adunat
foarte multă lume, erau cu steaguri, diferite mesaje și mi-au luat o razna în momentul în care a apărut papa. O spus cumva o povestioară, noi nu prea am înțeles, adică înțelegem așa italiana, dar nu... La nivelul ăla. Da, a spus o povestioară și după aia a încheiat când a spus Tatăl nostru. E o experiență faină, deci să țineți minte, în fiecare duminică la ora 12 vine papa la acel balcon și vorbește. Și să încercați să fiți aici în jur de 11:30, 12 fără, pentru că e foarte aglomerat. Acum o să mergem în cele din urmă la muzee. Nu știm dacă o să mai prindem ceva, sperăm să nu fie o coadă foarte mare. Însă am vrea în mare să vedem Capela Sixtină, apartamentele familiei Borgia și galeriile lui Rafael. Sperăm că o să le vedem. În aceeași notă, să știți că în ultima duminică a fiecărei luni intrarea e gratuită la muzeile Vaticanului. Bine ați venit în unul dintre cele mai mari, mai aglomerate și mai impresionante complexe muzeale din lume, Muzeele Vaticanului. Întinzându-se pe o lungime de peste 2 km, colecțiile sale au luat naștere în secolul al XVI-lea sub Papa Iulius al II-lea. El a comandat ca apartamentele sale private să fie decorate de Rafael și faimoasa Capelă Sixtină să fie pictată de Michelangelo. De atunci, muzeele s-au dezvoltat pentru a ocupa 26 de galerii care adăpostesc sculpturi clasice, capodopere ale Renașterii, tapiserii și multe altele. Cu asemenea abundență de opere de artă adunate de-a lungul secolelor, este ușor să te pierzi în labirintul de săli și capele, deci cel mai bine ar fi să-ți faci un plan înainte de a le vizita. Un tur al tuturor celor mai cunoscute opere de artă ar trebui să-ți ia undeva la 3 ore, dar hai să vedem ce nu ar trebui ratat. Începem cu Muzeul Gregorian Egiptean. Acesta este format din 9 săli ce expun monumente și artefacte din Egiptul antic. Mumiile sunt fără îndoială principala atracție pe care o puteți găsi aici. Sicriele, realizate din lemn de sicomor, prezintă picturi cu detalii foarte fine. Unele dintre ele aparțin dinastiei a 22-a Egiptului. Dacă vă place sculptura, ar trebui să vizitați muzeul Pio Clementino. Oricum, fiind cel mai mare complex din cadrul muzeelor, va fi greu de ratat. Muzeul este format din 12 încăperi și găzduiește cele mai importante capodopere grecești și romane păstrate la Vatican. Ce ne-a impresionat aici a fost sala rotundă cu boltă semisferică ce imită Panteonul. Aceasta are de jur împrejur statui și busturi colosale care au fost construite pe semicercuri de coloane. Podeaua este decorată cu modele complexe de mozaic din secolul al III-lea după Hristos, iar punctul culminant este, bineînțeles, uriașul bazin roșu realizat din porfir. Nu rata nici sala animalelor, sala muzelor și galeria statuilor. Dacă iubiți istoria și geografia, de-a lungul traseului care duce la Capela Sixtină veți găsi Galeria Hărților Geografice, fără îndoială una dintre cele mai luminoase și mai fascinante încăperi din muzeile Vaticanului. Galeria își trage numele de la seria de hărți topografice pe care Papa Gregorius al XIII-lea le-a comandat lui Ignazio Danti. Italia este reprezentată ca fiind împărțită în două de Apenini. Pe de o parte sunt regiunile de pe coasta Ligurică și Tireniană și pe de alta regiunile de pe coasta Adriaticii. Vederi în perspectiva ale principalelor porturi italiene din secolul al XVI-lea completează seria de hărți geografice. Printre acestea se numără Veneția, Ancona, Genova și nu în ultimul rând portul Civitavecchia. Nu puteți pleca din muzee fără să vedeți și vedeta acestora, Capela Sixtină. Freștele dezvăluie conținutul Apocalipsei și au fost executate de o echipă de pictori renumiți între 1481 și 1482. În 1508, Iulius al II-lea de la Rovere i-a încredințat lui Michelangelo sarcina de a modifica parțial decorul. Tavanul, partea superioară a pereților și luntrele au fost pictate pentru a arăta poveștile Genezei, de la creație la căderea omului, la potop și la renașterea ulterioară a omenirii cu familia lui Noe. Deși se spune că lui Michelangelo nu i-a făcut deloc plăcere să lucreze la acest proiect, ne-a lăsat în urmă una dintre cele mai apreciate și recunoscute opere de artă la nivel mondial. Am părăsit sala cu dureri de gât la cât de mult ne-am uitat spre tavan să admirăm maestria cu care au fost realizate freștele.
încheiat vizita la Galeria de Artă Pinacoteca, o aripă mai modernă a Muzeelor Vaticanului, ce găzduiește o colecție impresionantă de picturi și lucrări de la începutul Renașterii și până în zilele noastre. Spre ieșire, nu puteți rata faimoasa scară în spirală. Aceasta a fost proiectată de Giuseppe Momo în 1932 și are forma unui dublu helix. Pe o rampă se urcă, iar pe cealaltă se coboară. După ce ați coborât, încercați să priviți în sus, căci veți fi uimiți de perspectivă. O vizită la Vatican nu este completă fără muzeele Vaticanului. Cu opere de artă de renume mondial și o arhitectură impresionantă, aceste muzee oferă vizitatorilor o privire în istoria și cultura Bisericii Catolice. Ține minte că în ultima duminică din lună, intrarea este gratuită, iar dacă planurile tale stau altfel, ți-am lăsat un link în descriere de unde poți să-ți cumperi bilete. După ce ne-am terminat vizita la muzeele Vaticanului, se încheia și călătoria noastră în cea mai mică țară din lume. Și da, a fost atât de mică încât i-am vizitat toate atracțiile într-o singură zi. Toate astea, experiența a fost una deosebit de valoroasă. Ne-am bucurat de bogăția arhitecturală și artistică a Bazilicii Sfântul Petru, l-am ascultat chiar pe papă și am rămas uimiți de capodoperele pe care le-am găsit în muzeele Vaticanului. A fost o completare perfectă a vacanței noastre din Roma, pe care o puteți vedea în videoclipul din cardul de sus și vă recomandăm și vouă să faceți o oprire aici. Dar până atunci nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut acest videoclip, să ne dați subscribe ca să fiți la curent cu tot ceea ce postăm și bineînțeles să apăsați clopoțelul de notificări ca să fiți primii care află, dați un share cu prietenii și ne vedem data viitoare. Pe curând! Pa!